ziua cercetării, a cetății eterne. Cu sac de pocăință și cenușe, în umbra foișorului stingher, în clipa jerfei, se ruga profetul cu brațele întinse către cer, înalt și sfânt stăpâne atotputernic. Cel ce pe veci rămâi în legământ, tu știi că noi, poporul tău nevrednic, ne-am depărtat de altar și de cuvânt. Am râs de lege ca de cărți păgâne, și regi și rob, și ni se cade acum să ni se umple fața de rușine și în lacrimi să scăldăm străinul drum. Zadarnic inima din noi suspină, pustiu e templul, sceptrul lepădat, Ierusalimul zace în ruină, pe orice piatră scrie vinovat. Nu, nu nouă, Doamne, ci iubirii tale, dă iară slava pe acest liman, deschide-ne printre străini o cale și întoarce-ne din nou în Canaan. Și încă mai vibra de glas arcada, când iată pe fereastra din zenit, cu aripi lucitoare ca zăpada, un înger năvăli în zbor grăbit. Din ceruri vin la tine, Daniele, ca să-ți aduc nădejde în surghiun, om prea iubit și sfânt, o stea între stele, ia seama dar la toate câte spun. Din vremea când se va semna edictul de rezitirea cetății tale, vor trece peste lume 483 de ani și în vrem de jale veni va Sfântul Sfinților Mesia. Astfel vorbi în taină solul sfânt și Daniel cu toată bucuria a scris în sul, cuvânt după cuvânt. Trecut au ani de atunci și generații, a sfințit profetul în exil, pe tron să perindară împărații, dar într-o zi, în luna lui april, un lung covoi coboară de pe coastă, înaintând cu ramuri de finit, și un glas de cântec peste mare albastră se legăna pe holdele în spic. Osana! Se aude în larg, Osana! Mărire Dumnezeului etern! Și toți mai mulți, întâmpinând coloana, veșmintele pe care și la ștern, căci în mijlocul freamătului vesel, călare pre un mânz, un măgăruș, venea un om cu fața de arhanghel, cu părul lung în vântul jucăuș, cu ochi albaștri, ațintiți departe, strălucitor, adânci, înrourați, și în fața lui cu fețe înflăcărate venea o mică ceată de bărbați. Cu mult mai drag urcau acum spre culme, știind că ei aduc drept mesager pe casa cea mai sfântă de pe lume, pe omul cel mai sfânt, venit din cer. Dar vai, pe când în zarea înălțimii vedeai doar zâmbet, doar exalt nespus, un singur om în mijlocul mulțimii, un singur om plângea, era Iisus. Și când acolo, pe-a templului vatră, se-ntoarsere apostolii spre el, îl auziră amintind în șoaptă de ziua ce-o scrisese Daniel. Ierusalime, sfânt Ierusalime, care ucis cu pietri pe profeți, în câte rânduri te-am chemat la mine, cum cheamă cloșca puiei răzleți, o de-ai putea. Acum, când vântul morții zace, măcar în clipa asta să înțelegi decăința ce ți-ar aduce pace și legământul unei noi legi. Dar toate acestea nimeni nu le vede. Ascunse sunt acum de ochii tăi și dușmanii se vor grăbi să vie, rostogolindu-ți zidurile în voi. Nu va rămâne piatră peste piatră și toate la pământ vor mucezi, căci astăzi, când ți-e casa cercetată, tu n-ai deosebit această zi. Da, chiar în ziua 10-a lunii se împlinea profeticul edict, era în ziua aceea 483 de ani de la verdict.
Și în ziua 10-a lunii, Israelul avea de mult poruncă de a alege un miel fără cusur din orice turmă luat și pus deoparte după lege. O zi de cercetare are oricine. O zi de întâlnire cu Iisus, cum îl primești aici? Ori rău, ori bine, așa vei fi primit acolo sus. Și odată va porni convoiul în zare, din nou la vremea holdelor în spic, cu haine de lumină în sărbătoare, cu pași foioși, cu ramuri de finic. Iisus va reveni să-și vadă via, de oștenii săi înconjurat, că cel respins de farisei, de sfetnici, a fost simțit de Tatăl ca împărat. El va aduce veșnica cetate, Ierusalimul sfinților de sus, zidit din aur și din nesemate, spre veșnicia fără de apus. Vei fi și tu acolo? Sau în jale? Alege între sfințenie și scrum, că sfânta zi a cercetării tale, prietene, e ziua de acum. În fața ta e drumul către viață. Fă primul pas acum, nu zăvoi, căci veșnicia care stă în față atârnă toată de această zi. Ești liber azi. Dar ce faci din libertate? Ești tu smerit pe atât cât ești de sus? Simți inima lui Dumnezeu cum bate, cuprins tu nuare în dragostea de frate, tot idealul sfânt al lui Iisus? Ești liber azi și îmbrăcat ca rege, și ai în cer un sceptru și un palat, niciun păcat oprit de vechea lege, nu poate sub o sândă să te lege, dar cum trăiești ca fiu de împărat? Ia seama, dar, și în inima ta scrie căci pe pământ și în cer, și în jurul tău nu-i nimeni mai plin de duioșie, mai iertător, mai bun în veșnicie, dar nici mai aspru decât Dumnezeu. În ziua judecății aspre, n-o să ne judece Iisus. O să ne judece cuvântul ce noi l-am auzit și spus. O să ne judece copilul pe care l-am crescut, tâlhar. O să ne judece vecinul ce a pierdut vremea în zadar. O să ne judece ogorul în care n-am lucrat cinstit. Și libertatea, și credința pe care le-am disprețuit. O să ne judecăm noi singuri cu tot ce-i sus și tot ce-i jos, că am fi putut avea credință, dar n-am căutat-o la Hristos. Acum e poate ultima chemare. E poate chiar salvarea ta. Încă mai este loc la cruce și pentru tine. Nu uita, în fața ta e drumul către viață. Fă primul pas acum, nu zăbovi, căci veșnicia care stă în față atârnă toată de această zi. O zi de cercetare are oricine. O zi de întâlnire cu Iisus, cum îl primești aici? Ori rău, ori bine, așa vei fi primit acolo sus. În țara unde este a sfinților cămin, vă așteaptă pe toți Tatăl. Îndrăzniți. Amin.